Bună ziua! Da, a fost un meci la discreția noastră. Am început meciul cu un gol anulat în minutul 1 și apoi a urmat, cred că, 6-7 ocazii clare de gol, dar nu a reușit să băgăm mingea în poartă. Într-un final am reușit să înscriem și am controlat meciul pe durata celor 90 de minute, fără nicio emoție din partea celor de la CFR Dej. Numărul 1 în atac, Gal, după ieșirea lui a intrat Berzi, care s-a ridicat la nivelul așteptărilor totuși. Da, este un junior de 16 ani, a intrat foarte bine în meci, dar la fel ca și ceilalți colegi, nu au inspirație în fața porții, nu știu, nu suntem calmi, nu suntem, sau poate nu avem noroc, nu știu. Dar eu zic că inspirație și calm, trebuie mai mult calm și atunci o să marcăm mai multe goluri. Urmează un meci greu la Cluj, la ce ne așteptăm? Da, un meci foarte bun cu o echipă nouă înființată, dar cu pretenții de promovare, cu un buget foarte mare, cu jucători cu ștate vechi în Liga 1 și chiar câțiva care au jucat în grupele europene. Eu zic că va fi un meci greu și dacă o să scoatem cel puțin un egal, o să fim mulțumiți, pentru că e un teren foarte greu. Cam atât de deplasarea aia. Sunt foarte mulțumit de rezultatul de astăzi, dar nu și de atac, să zic așa. Shooting stars above the city lights.